pentru alimente sănătoase. Sunt foarte multe alimente clasice care înainte se găseau la magazine de profil pentru faptul că exista un grad, gradul de producție era unul complex, dar au pătruns încet încet prin modul de industrializare a lor și în supermarketurile generice, găsindu-se direct de la raft. Ele privesc, pentru că sunt niște alimente clasice, putem să le încadrăm la alimente sau produse alimentare cu bogați în nutrienți, nu doar calorii goale. Să începem cu musli. Musli este un amestec de cereale, fulgi de cereale integrale cu urme de fructe și stafide. Mierea. Mierea este un produs apicol al albinelor pentru îndulcirea prăjiturilor, ceaiurilor și altor băuturi, pe cum și unii îl folosesc la fabricarea biscuiților și al dulciurilor de casă. Cozonacul. Cozonacul este un aliment de tradiție, mai ales pe masa de sărbători. El este frământat într-un bol care se numește covată. Ca umplutură poate avea nucă, zahăr, cacao sau urme de cacao, stafide. În aluat se pune lapte, unt și ou. Ciocolata cu lapte este un aliment foarte preferat al copiilor. Este vorba despre ciocolata care este preparată cu lapte praf, având ca emulsificator un eu care este de fapt o substanță naturală extrasă din alte plante, lecitina. Este și un stimulator al memoriei. Eu prefer ciocolata neagră, având, fiind amator, mai mult de o senzație mai amăruie și mai consistentă în cacao, însă trebuie avut grijă la conținutul de cafeină și când mănânci acea ciocolată neagră. Din leguminoase, fasole și năut se face salata humus și salata fasole bătută. La noi, tradițional, se face fasolea bătută, care este făcută din fasole fiartă și apa schimbată. Alte alimente complexe și clasice sunt derivatele din lapte. Începem cu brânza. Brânza este fabricată industrial prin coagularea laptelui și scurgerea zerului, care mai poate conține urme de calciu și deci poate conține urme de calciu și proteină. Brânza de vaci este mai bogată în calciu, brânza de oaie este mai bogată în grăsimi, iar brânza de capră este mai bogată decât celelalte, mai echilibrată în proteine. Iaurtul clasic este un produs fermentat din lapte, care este mai ușor digerabil și recomandat celor cu intoleranță la glucidul din lapte și anume, pe numele său, lactoza. Să vorbim în final despre batoanele multicereale și batoanele de servit, batoanele care se găsesc la raft de servit ca gustare. Batoanele proteice le recomand după încheierea exercițiilor fizice. Ele, ca sursă de proteină, e o sursă de proteină de extrasă din laptele de vacă sau din sau zer uscat, care și el conține destulă proteină,
în urma fabricării unor brânzeturi ca resursă secundară pentru realizarea batoanelor. Ce mai este de spus este că multe batoane cu cereale integrale sunt preferabile celor cu doar cu niște fulgi preprocesați din cereale și cam asta este totul.